Organizația Partidului Social-Democrat, filiala Câmpul Lung, a convocat voluntarii și membrii pentru o acțiune de ecologizare a râului Târgului. Alături de deputații Simona Bucura Oprescu, Nicolae Pavelescu și subprefectul Ciprian Nicolaescu, cei prezenți au ecologizat malurile râului Târgului între podul de la Chimic și cel de la Tabaci. Este prima acțiune de ecologizare care se desfășoară în această primăvară în municipiul Câmpul Lung. Iar membrii organizației PSD au dorit să dea un exemplu pe care să-l urmeze și alții. Suntem astăzi echipa PSD Câmpul Lung Mușcel în fața dumneavoastră cu un singur obiectiv, acela de a face curățenie la Câmpul Lung Mușcel. Și după cum vedeți, rezultatele muncii noastre se văd. Vom continua să facem acest lucru, fiindcă considerăm că este foarte important ca la Câmpul Lung să fie cât mai curat cu putință. Dar să și păstrăm, nu? Este foarte important ca toți câmpulungenii în fiecare zi să mențină curățenia, să aibă grijă, să fie un oraș cât mai bine gospodărit, un oraș în care fiecăruia ne face plăcere să ne plimbăm, ne face plăcere să respirăm, ne face plăcere să constatăm cu toții că este iarba verde de acasă. Am venit împreună cu aceleași gânduri, un gând de un aer respirat cât mai curat, un gând ca verdeața primăverii să vadă și nu gunoaiele pe deasupra. Toți sacii cu resturi menajere proveniți în urma ecologizării au fost preluați de firma care se ocupă de salubrizarea municipiului.